Salutare chat, bine v-am regăsit la un episod în care o să jucăm cu aviația japoneză, tot pe arcade, că așa se poate. Sincer chat, jur, trebuie să le dau mail la ăștia de la War Thunder că nu mai ține vrăjala. Gen, gândiți-vă că deja e o lună și eu tot am eroarea aia tâmpită, nu e ok. Efectiv, am staturat în dragi motorul. Am încercat, de fapt am încercat să dezinstalez, să reinstalez jocul. Nimic, identic. Nu știu. Ce să zic? Știți ce n-am încercat? Să reinstalez jocul, dar să lăs setările default. Sau să resetez eu acum toate setările, să văd dacă mai face așa. Că dacă faci, înseamnă că e o problemă undeva în setările mele. Dar n-ar avea voie, gen, pentru că n-am motive. Știți ce zic? By the way, din ce am văzut s-a anunțat nou Battle Pass. Am văzut așa pe surse. Nou, nu Battle Pass, doamne. Operațion Summer. Safar. Și da, deci am văzut o să avem un Congo class, ceva battleship. Interesant. O să avem, nu mai știu, Haruna, parcă, Chica. Nu sunt sigur, e pe surse, nu-i totul, nu-i nimic cert pe surse. Deci acolo Haruna. Un TD ceva interesant. Aoleu, eu am rachete, bombe, de toate. La italieni, un leopard, că parcă nu avem destule leoparde doiuri în joc. Dar nu zic, nu strică. Și un avion, nu mai știu, F4 ceva, sau nu mai știu ce, dar iară. Și ceva gen, ba picior, vreau să joc să le fac pe toate, dar o să plâng până le fac pe toate. Resta iară 6 zile forță forță. War Thunder. 6 zile, doamne. Ăsta, zic, 6 ore pe zi, War Thunder, truna. Altfel n-am șanse. Bă, la avioane se face jumătate de oră, o oră. La tancuri, 2 maxim. 3 ore. Să zici că te aprinde atâta. A, mi-a dat foc. Nenorocitul. Bă, nu vă loviți unii de alții, că vreau să... Și... mă, am tras atâta în fața lui și nimica. Proaste avioanele japoneze, că când iau foc, iau și ard. Chat, nu, am eu... Nu dau randamente bune cu japonezii de obicei. Dar poate aș da dacă nu mers la motorul tura la 15.000 la... 100. O luat pe ulei turbina, vă zic eu, aia e schema. Ăștia care nu știți ce înseamnă soție ia turbina pe ulei, îmi pare rău. Fac și eu glume proaste. Nu sunt proaste, da. Trebuie să înțelegeți contextul, ia căutați. Motoare care au luat-o pe ulei sau ceva de genul. A căror turbină au luat-o pe ulei, ia căutați, vedeți ce videouri vă dă. Și o să înțelegeți. Nu are rost să stau să îmi pierd timpul sau să vă explic. Aia e simplu, se acumulează foarte multă uzură în turbină. Și, mă rog, general, motor. Și ajungi să-ți bage ulei. Că prin turbină trece ulei, că e răcită cu ulei. Și ajungi să-ți bage
motorină în camera, ulei în camera de ardere și tu în loc să arzi motorină, arzi ulei. Și motorul mere singur pe ulei. Poți după să stai, să-i faci, să-i nu faci tot ce vrei, că el o să meargă singur și o să se tureze în draci. Și o să se tureze 10-15 mii de ture, ceva gen. 20, cât poate el maxim, mă rog. Cât duce, atâta se turează. Pentru că aia tot se bage ulei în camera de ardere și singurul mod pe care prin care poți opri ori a 5-a, a 6-a, depinde ce ai la mașină, ce tip de cutie. Bagi în viteza cea mai înaltă și ridici ambreiajul brusc și gata, l-ai omorât motorul, l-ai blocat efectiv, nu mai poate să învârte. Ori dacă e automată, bă, nașpa. Dacă e automată, deschizi capota, scoți alea plasticele de la admisie și bagi o haină pe admisie. Să nu-ți mai sugă în motor nimica, dacă știți ce zic. Efectiv, să-i blochezi aerul, că evident că arde cu amestec ulei aer. Că n-ai cum să ai ardere dacă n-ai aerul. Gen, bine, nu vorbim de combustibil de rachetă, că e alt, ăla e alt film. Dar, da, nu poți să ai ardere dacă nu ai, într-un motor, dacă nu ai aer. Și da, îi blochezi admisia cu aer. Mă, că nu trebuie să te panichezi, trebuie să știi ce să-i faci. Dacă nu știi ce să-i faci, aia, îl lași acolo, să o ia dracu și schimbi motorul. Și te rogi că dacă se sparge să nu-ți ajungă piese. Să-ți treacă prin capotă, pistoane. Bă, deci azi ta mi-am luat-o așa urât meciul ăsta la japonezi. Bă, unu să zici, uite, ăstea nu-s meciuri de ale mele, că eu nu joc așa prost, mă. Nu se poate. Și am meciuri proaste. Și văd că inamici au o grămadă de trupe la sol. Nu s-i obișnuit să joc cu japonezii, chat, asta e buba. Că dacă eram obișnuit, eu am acuruși. Bă, na, ce să zic, asta e și normal că dacă joci într-una cu un tip de avioane, clar pe alea le stăpânești, după aia dacă încerci să te muți pe un alt tip, o să fii paleta ca mine, acum de exemplu, nu-s neapărat paleta, că... Uai, ce mult am scăzut în locuri, bă, prea mult, opr, bă, eu nu-s așa de slab. Eu l-am moară altul înaintea mea, mi s-a dus tot farmecul, mergem Spitfire-ul să o tragem după ăsta, hai că tragem după ăsta, că noi avem stealth. A, bă, du-te în puii mei. Am vrut să-i dau o rachetă, da. I-am dat pe naibă. Și am luat 6 assist pe el, nici măcar kill. Și am o sar pe la mama dracu până mor. Ca așa se întâmplă. Hai frontal. Mersi. Și tu. Nu mai am forță să mă ridic. Ui. Cine ar scârbă? Hai, nu mai contează care, doar bagă-mă în meci. Cred că o să renunț la muniție, deși aveam un plan să atac alea la sol, că noi pierdem dacă nu distrug trupele la sol. Și bomba o țineam pentru tankuri, gen, pentru medium tanks, dar degeaba am eu una, în restul nu au și nu le dau, în fine. Vai, chat, meci sub 10 kill-uri eu, așa ceva? Bine, am și murit de multe ori ca prostul. Gen, mi-am dat-o frontal și... Teoretic n-ar trebui să am voie să mor așa. În halatul ăsta. Gata, mort. Dau drumul la bombă, că nu mai ține vrăjala. Ne chinim numai pe făcut kill-uri. Aeroportul nu mă au, dacă îl capturăm putem câștiga, așa, nici gând. Îl văd pe ăsta, îl văd pe ăsta. Mai ar fi unul, mai aproape de mine. Opa.
nici măcar... Nu mai zic nimic. Da, care șada? Niciun. Da, asta șada. Nu mai șada. A, bă, ce mor așa repede? Da, măcar am găt trecut de targetul meu obișnuit de 10. Pot să mor fericit. Bine, am folosit și backup-uri. Da, da, asta e partea a doua. Hai alte discuții, oricum pierdem, da, da. Mai scoatem din garaj și alte avioane. Tunde 22 și 2 mitraliere. Ce-a fost cu lag spike-ul? Nu știu. Chat. Dacă și gata meciul și pierdem, ca de obicei. Și după trebuie să le dau mail la Gaijin, că mă exasperează, ăla-i cuvântul. Da, ăla-i cuvântul. Dornier, nu te apropia. Nu te apropia. Înapoi în cușca ta. Nu știu ce am vrut să fac aici cu dumele astea, cu primele obosite. Abă, dă kill-ul, dă kill-ul. Am luat assist, du-te în puii mei. Păi eu cu muniție default nu pot să fac un kill. Adică nu pot să fac un kill-uri cu muniția default. Ce-i drept. Bă, eu am task să fiu pe locul 1, 2, 3, 4, 5 pe 25. O să mă surclaseze ăștia-lălți imediat. Trebuie să-mi o dau pe BF, pe FV. Mai zic să nu-mi fure BF-ul kill-ul, dar... să mi-l fure. Hai bă, pe bune. Rog, mi-l-o furat, nici măcar nu a fost a meu ca să zici că mi-l fură. Na, proiectile stoc, hai că facem kill-uri dacă e. Hai că am făcut kill-uri dacă e. Dar nu mai am muniție. Ăla a fost. Vai de capul meu. Și la limit am pierdut locul 3. Să-mi ba piciorul. Tu te naibi. Și am misiune să termin pe primele două locuri. Vă dați seama ce nașpa. Nu mai jucăm în Japonia. Gata. Locul 3 prea mic pentru mine. Și nu-i bun. Nu-i bun deloc. Bă, stai. Ce-mi dă aici? Ah, ok. Luăm și astea, nu știu ce. Enemy bases, nu-s curios. Nu-s curios. Asta se face într-un match. Bun, și atât, asta a fost episodul. Cu acestea fiind zise, știți povestea, ne vedem pe data viitoare. Bye, bye!